Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dacă e să mă duc pe undeva, pe la munte și să umblu așa în pădure, îmi pun întotdeauna problema asta. Bă, dar urși nu sunt? Trebuie să faci gălăgie când te plimbi în pădure, să nu mergi pe ce să lași. Nu, ce, nu da, cred cântă, fluieră și dacă da, o să faci treaba asta, o să vezi că nu o să te întâlnești cu urs. Am văzut atâtea imagini cu urși curajoși. Nu, eu nu sunt așa curajos. S-ar putea să nu fie chiar atât de curajoși și dacă mergi așa pe silent, ai toate șansele să te întâlnești nastă-nas cu el, dar dacă faci tu gălăgie... Mulțumesc, du-te tu și fă gălăgie și povestește-mi cum a fost. Când mergi în pădure, vorbesc singur. Și pe aia povestește-mi cum a fost. Nu, nu m-am întâlnit până acum, n-am ce să-ți povestesc. Nu, așa, de fiecare dată când te duci, și băi, nici tu asta n-am găsit ursul. Te rog frumos. E o metodă bună de a ține sălbăticiunile departe. Să când, să fluieri, dacă e singur, eu știu cine ai cu cine vorbi. Eu stau la pensiune acolo. Hai, pun o cafea, hai bea o gură de apă, păi te mai la cei doi brazi. Ai și tu trasee prin păduri. Mă duc 50 de metri să văd așa să... Dar de ce să... Deci la tine trebuie să vină ursul, nu te întâlnești tu cu el. Dacă vine, bine, dacă Am fost odată pe la... pe la o pensiune din asta și a venit ursul din câte mi-am dat seama, mi s-a relatat din seama încolo pe la gunoaie. Bă, n-a fost ok, știi? Bine, n-a fost ok și uite că nu e ok pentru că foarte mulți dintre noi se opresc în dreptul lor și încep să-i hrănească. Și nu este bine să faceți treaba asta. Mai mult decât atât, turiștii sau localnicii care sunt prinși că hrănesc urși aflați în zona lacului Sfântoana, atenție, sau pe drumul de acces, nu vor mai avea voie să viziteze nici lacul, nici Tinovul Mohoș, după ce repetatele apeluri ale celor care administrează zona nu au avut niciun rezultat. Iar directorul Asociației Pro Sfânta Ana a postat recent pe pagina sa de Facebook o înregistrare în care se vede că un urs aflat pe drumul spre lacul Sfânta Ana sare pur și simplu la o mașină care staționează în dreptul său. Au adică apucat pataliile că... și da. Nervos că nu i-a dat mâncare, ca pisicile mele, știi? Astea bat în geam dimineața. Ai pisici care îți bat în geam? Da. O să-ți fac un film să-ți arăt. Am o ușă de sticlă și de-asta bat în geam, acolo la terasă, știi? Și el vin de afară și am una care e mai deșteaptă decât cealaltă și stă așa cumva în fund și bate cu labele din față, bate în geam ca și cum ar bate toba. Serios, am mai pus-o pe internet. Da. Și cealaltă nu știe și cealaltă doar se ridică în două picioare și stă așa pe geam, știi, se lipește de geam, dar nu știe să bate. Și atunci e semn că vor mâncare, știi? Așa și urșii. Bine că nu vor la aerul condiționat din casa ta, că n-ar avea parte. Dacă vin pisicile încinse. Bine, da, nu. Da, deci nu mai hrăniți urși, indiferent de locul unde vă aflați, la Sfânta Ana sau, eu știu, foarte mulți urși pe Transfăgărășan, deci, am văzut. Da, cum ai zis că nu-i mai, le dă interdicție? Da, deci nu mai pot vizita lacul, pur și simplu. Ce tare, e ca la fotbal, ca la galeriile ca de fotbal. Cartonaș roșu. Zice, dacă ai făcut ceva necuvincios pe stadion, nu mai vii 2 ani, te duci la sediu de poliție. Ce tare e și cum se poate aplica așa ceva? Baza este că te pui pe tine în pericol atunci când hrănești ursul și obișnuiești și pe ei prost. Da. Nu mai pot trăi în sălbăticie, apoi că se învață așa cu mocangeala. Da, cu asta de acord. Dar cum să zicem că îl prinzi pe Gigel care a hrănit un urs. Asta dacă nu-l prinde ursul pe Gigel... Sigur, e posibil, asta e mai posibil mai de prima posibil, dată. Da. Și pe aia îi dai interdicție și îi spui, băi, nu o să mai vii 2 ani de zile la Sfânta Ana. Cum? Îl urmărești după asta? Îi pui posterul ăla la intrare acolo și ca la și americani, scrii, ca în filme de western. Hrănitor de urși. Wanted. Inter, dacă îl vedeți, alungați-l. Da, ceva de genul ăsta. Atenție mare, nu e de glumă, totuși sunt animale sălbatice și pot fi extrem de periculoase, ca să nu spunem fatale. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.